Mulțumiți, Johnule! Perfect! Ăsta e semnalul, băieți! Haideți să cotonogim niște clone! Doar să nu-mi zgârii cureaua, ai înțeles? Yay! Ne-am capturat! Adică, i-am capturat! Nu! Cureaua mea! Uite ce ați făcut animalelor! O să plătiți pentru asta! Stai naiba, calma, Abi, că doar am rezolvat jumătate din treabă! Ne-am capturat clonele, iar acum treaba începe să devină din ce în ce mai interesantă! Da! Plus, pe lângă asta, ce te tot vaiți atât de cureaua asta amărâtă? Că parcă tu erai ăla pe care îl dădeau banii afară din casă! Nu poți să-ți iei alta nouă și gata? Ba da, fă, da, vedeți voi, poate un așa mare om ca mine nu pare să aibă sentimente și de-astea, dar de fapt, cureaua aia e specială pentru mine, ok? Păi de ce? Ai rămas în sapă de lemn sau? Nu, fă, nu e vorba de bani, dar vedeți voi, asta a fost cureaua care mi-a salvat viața în școala primară. Cum adică ți-a salvat viața? Ce e cu lacrimogena asta de text? Taci! Lasă omul să vorbească! Poate că nu mereu vrea să ne ajute, dar până la urmă toți suntem oameni, nu-i așa? Da! Păi, acum mult, mult timp, pe când încă mergeam la școală, era acolo un gang de copii din ăștia în colțul clasei care tot își băteau joc de mine. Și baruncau cu tot ce prindeau la mână sau râdeau de orice încercam să fac. Până într-o zi în care le-a venit lor ideea asta genială de a mă chiloța și de a mă pune în cuierul cu haine. Dar în ziua aia lucrurile nu au mers exact cum au vrut ei. Tocmai ce primisem cureaua asta cadou de la ai mei. Iar în momentul în care bătăușii ei au încercat să mă agațe în cuier, ghiciți ce? Cureaua mea s-a desfăcut și catarama i-a pleznit direct peste față, de a lăsat semn și acum cred că îl mai au. Și de atunci nu au mai îndrăznit să mă deranjeze niciodată. Dar în ziua aia mi-am jurat eu pe mămicuța mea că nu o să mai las pe nimeni niciodată să-și mai bată joc de mine sau de prietenii mei. Vai, ce urât din partea lor! Nu pot să cred că ai pățit așa ceva! Da? Nici eu. Și acum, de-aia te crezi tu așa mare șmecher? Păi... Hai, gata copii, continuăm discuția asta și altă dată. Trebuie să fugim de aici, acum! Fugiți pentru viețile voastre! Fiu, bine dracu că am scăpat de acolo la timp. Așa-i. Gata, Johnule, acum ce facem? Păi, hai să vedem. Mai întâi de toate, cred că ar trebui să capturăm și restul de clone. Clonele voastre, ca să fiu mai exact, fără ca directorul ăla malefic să-și dea seama de planul nostru. Ah, da! Iar acum că avem lentilele astea de contact, nici măcar nu o să știe ce l-a lovit. Nu-i așa, băieți? Da. Yay! Bun, și acum dacă aș fi o clonă, unde aș putea fi? Oh, gata, știu! Cred că am o idee! Stai așa! Gata, Cătălin, adormecă asta! Ce e aia? Asta e pălăria lui Pălărie. O am la mine de când am fost la fura de cireșe. Dacă Jimmy-ul ăla fals e pe aproape, trebuie să o aibă și el pe undeva. Deci, Cătălin, miroase bine asta și du-ne acolo. Dorian, du-te cu el ca să fim siguri că ajunge înapoi teafăr și nevătămat. Gata, Johnule, m-am dus! Ok, iar noi, până când Cătălin și Dorian găsesc ceva, trebuie să ne gândim la o formă de a captura și restul de clone. Oare bețele astea sunt bune la ceva? Genial! Am o idee! Oare ce fac clonele astea aiurite? Ce tot vorbesc atât și de ce nu sunt în căutarea youtuberilor ăia furisiți? Încep să-mi dea de bănuit. Dacă mai pierd vremea așa, o să mă simt nevoit să merg eu personal acolo să mă ocup de problema asta cu mâinile mele. Iar atunci vom fi cu un pas mai aproape ca ritualul să fie complet.